având în vedere toate caracteristicile ce sunt disponibile la ora actuală pe monitoare, inclusiv minunățile astea de trendul ăsta nebun ce înseamnă RGB, plus rata de refresh foarte, foarte mare, plecând de la 60 și terminând undeva și pe la 240. Eu cred că în preferințele gamerilor sunt monitoarele. În urmă cu ceva ani, 2, 3, chiar 4 ani, tendința asta și moda asta de a avea televizor și de a avea conectat un calculator și să te joci de pe calculator pe televizor era o tendință, un trend destul de puternic. Dar până când oamenii s-au deșteptat și au realizat că există un efect de rupere a imaginii sau ochii ți obosesc foarte repede în momentul în care te joci pe un televizor, chiar dacă este la o distanță bună față de utilizator. Dacă ești jucător de consolă, acolo e cu totul și cu totul altă problemă. Jocurile sunt făcute și consolele sunt făcute să meargă mai mult decât ok pe un televizor. De ce? Pentru că rezoluție și pentru că rata de refresh cu aceeași cu a televizorului, adică 30. Că dacă te duci mai mult și ajungi la ce am văzut la începutul acestui an cu big format gaming display de la Nvidia, televizorul lor mare de 120 de Hz, trebuie să scoți și din buzunar echivalentul unui televizor mare la 120 de Hz, pentru că e tehnologie nouă și tot ce e tehnologie nouă e foarte scump. La televizoare, avantajele sunt că sunt construite pentru console, clar, sau console pentru televizoare. Dar eu nu le văd utilizarea, chiar dacă vorbești de un gamer casual, în ceea ce înseamnă jocuri. Avantajele monitoarelor, în funcție de panelul pe care îl alegi, poate să fie pur pentru gaming sau o combinație gaming-multimedia sau decât multimedia. Care e monitorul ideal pentru Mădălin? 17 inci, rată de refresh de 240 de Hz? Nu. Așa? Și rezoluție 640 cu 480? Nu, aici greșești, 320 cu 240. Monitorul ideal pentru mine este Full HD sau 2K, un timp de răspuns de 1 milisecundă, 2 milisecunde, iar o rată de refresh până în 120 de Hz. Nu mai mult. Numai eu, dacă nu ești jucător profesionist și vrei să, decât să te destinzi în fața unui monitor sau într-un joc, 120 de Hz sunt arhi suficienți. A, și să aibă și RGB. Neapărat. Neapărat. Și eventual, dacă se poate, să fie și curbat. De ce? De ce nu?